Bună ziua, dragii noștri cititori, din nou împreună la consacrata rubrică Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei frumoase campanii online desfășurată pe site-ul editurii Herald, zilele sănătății mentale, pentru că celebrăm sau sărbătorim această zi pe data de 10 octombrie, în urmă cu două săptămâni, două-trei săptămâni, a fost și Ziua Internațională a Psihoterapeutului. Astăzi este alături de noi Diana Vijulie, psiholog. Și în cadrul acestei campanii vorbim despre comportamente compulsive, despre adicții, despre dependențe. Este vorba de Gabor Mate pe tărâmul fantomelor înfometate. Prizonieri în lumea dependenței, cartea pe care vi-o recomandăm astăzi. Un autor nici nu am cuvinte, sincer să spun, un autor extraordinar, un autor fascinant, remarcabil, atât ca profesionist, cât și ca om, un om foarte empatic, foarte blând, foarte, foarte cald. Am să vă arăt și cartea la cameră. Gabor Mate pe tărâmul fantomelor înfometate, o carte publicată în colecția Psihoterapia editurii Herald și începem discuția noastră făcând cumva această legătură, dacă îi putem spune așa, între traumele din copilărie, ce se ascunde în spatele unor reacții, unor tipare comportamentale, eu știu Poate și din punct de vedere social, al contextului sociocultural, cum, cum se văd toate lucrurile acestea. Pentru că mă gândesc că într-o societate hai să nu-i spunem o societate bolnavă sau nesănătoasă, dar într-o societate cu o încărcătură foarte mare de stres, o societate... Cum se, cum se reverberează asupra individului toate aceste, aceste lucruri? Mă gândesc că stresul, de asemenea mă gândesc că suntem foarte reactivi unii cu alții și contextul pandemic a scos la iveală anumite lucruri, anumite tare, anumite tipare relaționale. Ne-a făcut să avem o toleranță probabil mai scăzută la frustrare. Am venit cu tot felul de, de reacții, atât față de cei dragi, mă refer la părinți, copii sau partenerii de cuplu, dar și, eu știu, poate și relațiile socioprofesionale la job și așa mai departe. Um, cred că e foarte important să. Pornim de la o premiză de la care pornește și Gabor Mate apropo de cartea pe care ai recomandat-o tu, că experiențele din copilăria timpurie sunt esențiale pentru evoluția sănătății fizice și mentale um, a individului pe parcursul vieții. Dacă avem parte de experiențe care să fie. Um, pozitive de o conexiune sănătoasă între părinți și copii. Dacă părinții primesc atenția, dacă copiii primesc atenția părinților. Astea se manifestă în viața lor de adulți printr-o abordare n-aș vrea să zic pozitivă a vieții, dar cu deschidere. Nu există goluri care să nu fie umplute, sau există foarte puține, sau nu este o dinamică generală a vieții și atunci relaționarea este mai simplă, e mai ușoară din punctul ăsta de vedere. Pe când, dacă venim cu traume din copilărie, cu mini-traume, cu experiențe. Dificile, mai ales în copilăria mică, astea se văd pe termen lung și se manifestă prin ce ziceai și tu mai devreme, prin dependențe. Ce vor să facă dependențele? Dependențele vor să umple un gol care e tot timpul acolo, pentru că el nu a fost umplut în copilăria mică. Chiar citeam un pic mai devreme despre campaniile astea medicale legate de COVID și separarea mamelor de bebeluși la naștere mame pozitive de COVID. Asta este o experiență traumatică pentru bebeluș să fie separat de mama lui imediat după naștere și acolo se va crea un gol pe care bebelușul viitor adult va încerca prin diverse metode să-l umple. Și pentru că nu-l poate umple din interior și asta se întâmplă în cazul tuturor dependențelor, poate și comportamentelor, altor comportamente compulsive, pentru că golul ăla nu poate fi umplut din interior, se caută o umplere din exterior prin substanțe care sunt nocive, dar nu numai, adică când vorbim de dependență, nu ne mai gândim doar la alcool, la nicotină sau la droguri. Ne gândim inclusiv la dependența noastră de uh, device-uri electronice, care cu atât mai mult sunt utile în perioada asta când poate lucrăm de acasă uite, și noi doi ne vedem acum printr-un ecran. În mod normal poate ne-am fi văzut față în față. Uh, inclusiv uh, fuga în aceste ecrane este o, un tip de dependență cumpărăturile compulsive, poate. Toate astea vin să umple din exterior un gol care e acolo în noi și nu știm ce să facem cu el și în ce fel să-l umplem. Și atunci e important ca noi, ca părinți, pentru că eu lucrez foarte mult cu părinți, să facem în așa fel încât să evităm copilul nostru să ajungă să aibă astfel de, de goluri în interiorul său, ca să nu mai caute din exterior să le umple pe, pe, termen, pe parcursul vieții. Uite, eu mă mai gândeam în timp ce te ascultam, mă mai gândeam la o altă dependență. Probabil că în trecut am pomenit-o, am amintit-o: dependența de rețelele de socializare. Atât în ceea ce privește părinții, da? cât, și, cât și copiii. Pentru că, mai ales în cazul copilăriei mici, așa cum spuneai tu, în jurul vârstei de 3-4-5-6 ani, copiii uh, imită comportamentul părinților și merg pe, pe, pe această idee. Uh, copiii nu fac ceea ce spun părinții să facă, ci ceea ce ei văd la părinți. Mă gândeam la dependența de uh, rețelele de socializare. Și nu le mai pomenim, că le, le știm pe, pe, pe toate. Uh, Apropo de dependență și de faptul că în spatele dependenței există o traumă și umplem acea uh, traumă sau acel episod traumatic, încercăm să căutăm, cum spune de altfel Gabor Mate, uh, plăcerea, da? pentru că plăcere încerci. Încerci să găsești plăcere și în fumat, și în alcool, și în substanțe. Uh, interzise. Dar uh, mă gândesc uh, de exemplu la rețelele de, de, de socializare, la faptul că realitatea, realitatea, este cea care este, uh, este destul de uh, stresantă uh, job, joburi solicitante. Uh, chiar lucratul de acasă este o provocare mare pentru orice părinte. Uh, și atunci, cumva, există această fugă de realitatea înconjurătoare, copii, gospodărie, mâncare, piață, job și multe, multe alte tascuri, multe, multe alte sarcini pe care un părinte să spunem că le-ar avea de-a lungul unei zile și fuge atunci când are timp sau își face timp, să spunem, seara, după ce vine de la muncă, fuge. Nu mai, nu mai stă conectat cu copilul și fuge în această realitate virtuală, pentru că acea realitate virtuală îi oferă plăcere în comparație cu realitatea dată, realitatea imediată. Da, și dacă e să privim din perspectiva și din perspectiva copilului, aici ce se întâmplă de fapt este că acel gol, această deconectarea această traumă, această experiență negativă trece de la părinte către copil, pentru că părintele se retrage în uh, mediul ăsta virtual și nu mai oferă atenție copilului care la rândul lui va avea un gol pe care va învăța de la părinte cum să îl umple. Da, dacă părintele transmite că acel gol se umple prin fumat, poate copilul va încerca fumat, dar aici e vorba de rețelele sociale și atunci comportamentul pe de o parte imitativ și pe de altă parte de a căuta plăcere, cum ziceai și tu, se va face prin același, în același context. Um, e... Și apoi părinții sunt îngrijorați când văd că copiilor petrec mult timp în rețelele de socializare și apar și diferite pericole, pentru că eu ca părinte, ok, mă imersez acolo, dar cunosc o parte din pericole și pot să mă protejez. Pe când copilul meu adolescent sau preadolescent sau chiar mai mic nu cunoaște astfel de, sau nu are la cunoștință ce se poate întâmpla în rețelele astea sociale și atunci pe lângă golul ăsta pe care nu reușește să-l umple prin această dependență, se expune și unor situații periculoase. Știi? Um, e foarte important, mai e, un, mai e un aspect foarte important pe care să-l avem în vedere, și anume că stresul, cum ziceai și tu, um, este factorul principal um, atunci când revenim la o dependență pe care reușiserăm să o rezolvăm parțial. Și stresul ăsta pe care părintele îl resimte se transmite din nou și către copil Nu doar prin evitarea lui, prin comportamentele de dependență Ci pur și simplu prin limbajul corporal, prin mesajele verbale, non-verbale pe care părintele le transmite Iar copilul primește doar stresul fără să înțeleagă de multe ori contextul Sau dacă îl înțelege poate că nu îl înțelege în același fel în care îl resimte părintele Și din nou aici este un, un, un spațiu gol și în uh, experiența copilului, dar și între părinte și copil. Și e important să avem în vedere și, uh, și treaba asta. Acum, eu nu mai zic, nu zic, nu vă mai uitați pe rețelele de socializare seara când simțiți că vreți să vă goliți creierul de toate tascurile de peste zi. Dar e important și cum o facem. Eu pot să fac asta în compania copilului, hai să ne uităm împreună la filmulețe despre cusut. Și stăm împreună acolo, ne ținem de mână, avem contact fizic unul cu celălalt și ne uităm pot să-i spun copilului în seara asta sunt foarte stresată, am avut o zi grea, uite, simt nevoia să nu vorbesc, vreau să mă uit pe ecranul ăsta. Da, să-i dăm copilului și contextul și să-i validăm existența. Văd că ești aici lângă mine, știu că ai nevoie de mine, uite, în seara asta nu pot să-ți ofer ce-ți trebuie, dar văd nevoia ta, te văd pe tine, nu ești invizibil, nu dispari din viața mea pentru că eu mă uit într-un ecran. A, chiar am văzut, cred că astăzi, un filmulesc foarte simpatic, era un challenge din asta, tot pe rățea de socializare, adresat părinților, un film, ceva să-și filmeze copilul, cum reacționează atunci când părintele intră în contact cu el în timp ce copilul se uită la emisiunea preferată la televizor. Și sunt niște imagini foarte drăguțe de unde copilul e imersat acolo în ecran. Când vine părintele, îi se deschide fața așa cu totul, fac contact, îl mângâie pe cap, zâmbește, se schimbă cu totul dinamica. Imediat se vede. Bine, cred că depinde și de, de vârsta copilului. Senzația este că în copilăria mică și mai ales în jurul vârstei de 6-7-8 ani, copilul este puțin mai receptiv la mesajele care vin din partea părintelui, pentru că el de fapt își caută acolo, prin acele îmbrățișări își caută, pe lângă afecțiune își caută și validare. Dar să vezi cum este când un copil, băiat sau fată, dar cu precădere băiat, în jurul vârstei de 12, 13 ani, 14 ani, când, când se joacă, da? când se joacă pe, pe calculator, reacțiile lui s-ar putea, pentru că el e atât de concentrat acolo și aceste jocuri de regulă nu le face de unul singur, ci le joacă în rețea cu alți colegi prieteni și atunci el trebuie să fie absolut cu totul concentrat în, în ceea ce face. Gabor Mate în, în, în cartea Petremul fantomilor în fometate vorbește cu precădere despre uh, cei cu probleme, uh, cu dependențe, cu adicții în zona uh, substanțelor se dă pe sine, ca exemplu, și de aceea cartea este plină de, de, de empatie și de căldură, se dă pe sine, ca exemplu, al unei dependențe, să-i spunem, benigne, că le parte în parte maligne și benigne, aceea de reacția compulsivă, de a cumpăra, de a cumpăra, de a cumpăra CD-uri fără să se oprească, lucru care afectează atât relațiile cu cei din jur, și asta cred că e un lucru important de specificat. În cadrul dependențelor, nu doar integritatea fizică, fumatul, substanțele și alcoolul mă, îmi pot afecta sănătatea, dar în, ce, în cazul celor să le numim benigne, acele dependențe pot afecta relațiile pe care eu le am cu ceilalți. Da? Nu știu, petrec toată ziua până noaptea târziu la păcănele, da? zic, jocuri de noroc. Sau mă duc la shopping în cazul doamnelor și stau de dimineață până seara, da? Și nu mai apuc să mai interacționez nici cu copilul, nici cu soțul, cu partenerul și așa mai departe. Adică au și acestea niște efecte adverse, dacă ar fi să le numim așa. Nu mai zic de partea financiară, deteriorarea bugetului familiei. Da. Primul semnal că vorbim despre o dependență este că ea. Intervine în relațiile cu cei dragi din jurul nostru. Și acum, indiferent că vorbim despre dependențe benigne sau maligne, dependențe acceptate sau nu social, că până la urmă cam asta face diferența între una și alta, dar tutunul este o dependență acceptată social, pe când consumul de droguri nu, ambele fac rău organismului. Um, și un semnal foarte important, indiferent despre ce vorbim, este că ne afectează relațiile cu cei din jur afectează nivelul de încredere pentru că, um, cum să zic, dacă am o dependență, o să vreau de cele mai multe ori să o ascund, nu vreau să o arăt și atunci dacă mă duc să-mi cumpăr două stive de cărți sau trei stive de CD-uri, cum povestește Gabor Mate în carte, o să le ascund și poate nu o să vreau să-i spun partenerului meu de viață câți bani am dat pe ele. Da, sunt niște vechituri, le-am lăsat aici în porbagaj, nu știu de unde au apărut și asta afectează relația la nivel de încredere între mine și celălalt. Acum, dacă ne uităm și la copii și la ei, vedem asta, că este un, cum să zic, telefonul poate să fie sau nu să nu fie o dependență, dar dacă îl vedem că imediat ce nu am intrat în cameră telefonul dispare, oh, nu făceam nimic, nu mă uitam pe el, atunci clar avem parte de un comportament dependent de acel device care îl împinge pe copil să se ascundă de noi și strică relațiile între, între noi. Um, și atunci abordarea de a spune copilului, uite, în seara asta știu că ești aici, te văd, nu pot să-ți dau așa multă atenție cât ai vrea tu, o să mă uit pe ecran, mă scoate din zona de dependență și mă bagă înapoi în relație, chiar dacă asta e doar o portiță mică în care comunic ce simt. Dar este um, o comunicare bazată pe încredere și pe respect, da? pe încredere reciprocă. Îți spun ce simt, îți spun ce pot să fac acum și nu mă ascund, nu mă duc în baie și închid ușa și stau și mă uit pe televizor sau ou, pe telefon ca să afecteze relația dintre noi. Și cred că asta putem să transmitem foarte clar și copiilor. Um, este o dependență atunci când tu te retragi din lumea reală și te ascunzi din lumea asta, oricare ar fi ea, că vorbim de telefon, că vorbim de mâncare, că vorbim de fumat, orice. Da, și ai atins un punct sensibil, dar un punct despre care se tot vorbește și cel puțin pe rețelele de socializare, că acolo găsim cele mai multe informații. Ce bine ar fi dacă și în mass media, la radio și TV, am, am aflat astfel de lucruri. Apropo de dependențe, deteriorarea relațiilor, da? Sunt multe voci, cel puțin în zona blogărilor de relații sau a psihoterapeuților, psihologilor, care spun de. Vorbesc despre această dependență de gadgeturi, dependență de ecran, care afectează relațiile între parteneri și mai ales la nivelul încrederii. Nu este deloc confortabil uh, pentru un partener uh, care își dorește conexiunea cu celălalt partener. Hai să petrecem timp împreună și să facem lucruri împreună, da? să-l vadă pe celălalt că se retrage cumva în această lume uh, virtuală, în această realitate virtuală că pot apărea tot felul de uh, chestii din astea legate de scenarită și de bunda cu cine vorbești, dar uh, poate am tras cu ochiul și am văzut că ai dat nu știu cui o inimioară și astea sunt lucruri care, din păcate, se întâmplă și atunci uh, expunerea aceasta și statul mult pe, pe, pe telefon și pe rețele de socializare uh, Cred că, uh, a, din păcate, uite, aici pot să spun uh, răspicat că tehnologia da? Ajunge să afecteze accesul la tehnologie, ajunge să afecteze relațiile interumane și relațiile cu, cu cei dragi. Pentru că indiferent dacă persoana respectivă, apropo de infidelitatea online, care există, indiferent dacă persoana respectivă se gândește că celălalt vorbește sau nu cu nu știu cine, chiar însă și faptul că acordă mai multă atenție statului pe. O rețea de socializare prin intermediul telefonului, decât să petrecem timp împreună, cum spuneam, poate să afecteze relația. Acum, din ce am observat este că astfel de comportamente nu se întâmplă sau nu apar brusc peste noapte. Am avut o relație sănătoasă. 10 ani de zile și acum, imediat când, nu știu, el sau ea a petrecut mai mult timp pe telefon, s-a schimbat cu totul. Lucrurile astea evoluează și la un moment dat se manifestă prin infidelitatea asta online de care spui tu, se poate manifesta și în alte feluri. Aici, atunci când vrem să reparăm o relație care are astfel de fisuri, că până la urmă astea sunt niște fisuri în relație pe care le putem repara când sunt la nivel de fisură sau putem să le lăsăm să evolueze și atunci relația se rupe la un moment dat și e mai greu de lipit. Nu e imposibil, dar e mai greu de lipit la loc. Ce putem să facem la nivelul fisurii este, ok, să privesc cu curiozitate experiența partenerului meu care e imersat acolo, un telefon și poate dă inimioare sau nu dă, sau îmi imaginez eu sau nu, și să mă întreb care e motivul pentru care el are nevoie să fugă în acel ecran. Care e partea mea de responsabilitate în relație? Nu în viața lui, nu sunt eu cea care îl controlează, care să-i spună ce să facă sau dacă n-aș -aș putea să facă asta, dar în relația dintre noi doi există două părți. Există partea lui și există partea mea. Și eu pot să privesc partea lui cu o curiozitate um, sănătoasă, naturală, și să văd ce se întâmplă în viața lui, de el este acolo. Și apoi privind din perspectiva asta o să-mi fie mai ușor să-l abordez, să-i spun, nu știu, uite am observat că pentru mine asta înseamnă eu mă simt așa, spre deosebire de a privi cu judecată și îi spunem m-am săturat să tot stai cu nasul la toată ziua în telefon, dar cu cine tot vorbești asta produce noi fisuri și mai fisuri pentru că celălalt se simte respins, este exact ca în orice altă, alt tip de dependență și este exact ce spune și Gabor Mate în carte, că nu avem nevoie să-i, cum să zic să-i trimitem în medii în care să fie corectați sau reparați, ci pur și simplu oamenii care au dependențe au nevoie să experimenteze o alt fel de relație. Și eu, dacă vreau ca parteneră într-un cuplu, pot să ofer asta. Desigur, este decizia mea, s-ar putea să nu vreau și asta e ok și asta nu e. Um, sănătatea mentală a partenerului meu nu este responsabilitatea mea, dar pot să particip dacă vreau și să ofer o altă perspectivă decât cea de judecată. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre uh, Gabor Mate, uh, reacții compulsive, comportamente compulsive, adicții, dependențe, uh, pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței Gabor Mate, o carte pe care vă arăt și la cameră, o carte cu totul și cu totul superbă, pe care cu drag vi-o vi -o recomandăm în colecția Psihoterapia editurii uh, Herald. În cadrul campaniei Zilele Sănătății Mintale, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. A fost alături de noi Diana Vijulie, psiholog, care mulțumim foarte mult. Noi ne dăm întâlnire ca de fiecare dată la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!